În 1658, după ce domnitorul Constantin Șerban Basarab este înlăturat de la domnie, urcă pe tronul țării românești voievodul Mihnea al III-lea Radu. Martor al acestor evenimente este și arhidiaconul Paul din Alep, care consemnează în jurnalul său succesiunea evenimentelor politice, cât și rolul pe care l-a jucat tatăl său, patriarhul Macarie al III-lea al Antiohiei și al întregului Orient, în recunoașterea voievodului proaspăt instalat la conducerea principatului Valah. Acesta este practic al treilea moment istoric în care apare în textul lui Paul din Alep numele orașului București, în vremea luptelor domnului Constantin Șerban cu turcii, care l-au îndepărtat din scaun pentru a-l pune în locul său pe Mihnea al III-lea Radu. Paul din Alep și patriarhul Macarie au fost martorii prăpădului care a urmat în țară după intrarea oștilor otomane și relatează și momentele luptelor, a refugiului populației către munți, a înaintării turcilor către București și a intenției noului domn Mihnea de a îi goni din țară pentru a restabili liniștea și a-și începe o domnie pașnică. Despre noul domn Mihnea ne spune următoarele. Iar Mihnea, domnul cel nou, s-a așezat în mănăstirea tatălui său, adică mănăstirea Sfânta Treime din București, pe care a întărit-o și a purces a înălța împrejur un zid din lemn pe două rânduri, iar între ele a ridicat un val de pământ ca să le întărească. El, Paul din Alep, primise așadar informația care circula în epocă, dar care nu este documentată, că Mihnea al III-lea era fiul lui Radu Mihnea, acela care ctitorise din nou lăcașul întemeiat de Alexandru al II-lea Mircea. Călătorii sirieni au sosit în București din nou la a doua vizită a orașului în aprilie 1658 și vor rămâne aici cu o scurtă întrerupere aproape 5 luni. Până la 9 septembrie 1658, când pornesc spre Galați, care era portul de îmbarcare pentru a pleca acasă. Patriarhul și suita lui se înfățișează de îndată noului domn, Mihnea, care îi impresionează, potrivit arhidiaconului Paul din Alep, atât prin cultura sa, cât și prin evlavia sa deosebită. Domnitorul Mihnea al III-lea Radu reușește în scurt timp să stabilească o relație de prietenie cu patriarhul Macarie al III-lea al Antiohiei și al întregului Orient, găzduindu-l o perioadă în Palatul Domnesc din incinta mănăstirii Radu Vodă, titoria strămoșilor săi. Cu Mihnea al III-lea, patriarhul Macarie a rămas în raporturi epistolare și după întoarcerea la Damasc, pentru că în 1659 îi scria domnului rugându-l să-l salveze din mâinile otomanilor pe solul său Petru Hristoforos, care fusese luat prizonier de pașa din Silistra pe când se îndrepta spre Moscova cu scrisori de la patriarhul Macarie. Paul din Alep are pagini foarte interesante în jurnalul său, mai ales către sfârșitul jurnalului, unde relatează lunga ședere în țara românească, la curtea de la București, care l-a impresionat foarte mult pe tatăl său, pe patriarhul Macarie și pe el însuși, și unde se găsesc practic cele mai importante pagini din jurnal pentru istoria bisericii române. Un citat important spune așa: am sosit la București la 28 aprilie și ne-au găzduit la mănăstirea Sfântul Sava. După Paște, Domnul a trimis de la poftit pe părintele nostru patriarh și ne-am dus la el și l-am cunoscut. I-am dăruit o icoană moscovită, o candelă mare și o oglindă dintre darurile ce ne mai rămăseseră. Fac o paranteză, patriarhul Macarie se afla la întoarcerea după lunga ședere la Moscova de 2 ani și câteva luni,
în care luase cu sine icoane, câteva manuscrise pe care dorea să le ducă la Damasc. Iar Domnul i-a rânduit tain părintelui nostru patriarh. Toate vorbele și întrebările sale priveau cărțile sfinte și chestiuni de credință, încât am fost tare uimiți de spusele lui. Noi eram foarte mirați de domnul acesta, căci vorbea cu solul leah și cu cel maghiar pe limba lor, fără tălmaci. Apoi limba valahă era limba lui și mai știa și greaca, turca și persana. Își dorea foarte mult să-l întâlnească pe părintele nostru patriarh și să stea la sfat cu el în toată vremea. De aceea l-a mutat de la mănăstirea Sfântul Sava și l-a așezat în mănăstirea lui. Aici se referă la mănăstirea Radu Vodă. Aici s-a văzut mila Domnului, căci am fost găzduiți chiar alături de biserica din mijlocul mănăstirii. După focul ce se petrecuse în această țară, nu mai rămăseseră întregi decât bisericile, pentru că aveau bolți din piatră și aici locuiau ei acum. Textele cuprinse în jurnalul de călătorie al arhidiaconului Paul din Alep vorbesc și despre momentul înscăunării voievodului Mihnea al III-lea Radu. La solemnitatea acestui eveniment a participat și patriarhul Macarie, alături de mitropolitul Ștefan al Ungrovlahiei. Un moment cu totul special pe care Paul din Alep îl evocă în detaliu este ceremonia de încoronare a lui Mihnea Vodă, pe care acesta și-o pregătește cu mare fast la București, profitând de prezența unui patriarh răsăritean, care, sfințindu-l ca domn al Valahiei, îi întărea puterea de cârmuitor atât în țară cât și la înalta poartă. Ceremonia a avut loc, fără îndoială, la mănăstirea Radu Vodă, unde domnul locuia și unde se țineau toate slujbele importante, atâta vreme cât biserica viitoarei mitropolii, cu hramul Sfinții Constantin și Elena, nu avea să fie sfințită decât ceva mai târziu, chiar de patriarhul Macarie al III-lea, așa cum tot fiul său, arhidiaconul Paul, ne povestește. Arhidiaconul sirian este foarte atent la detaliile slujbei de înscăunare a voievodului Mihnea al III-lea Radu. Astfel aflăm că în timpul acestei slujbe, la cererea domnitorului, i s-a schimbat numele din Mihnea în Mihail. De asemenea, textul este foarte bogat în descrierea vestimentației noului domn, dar și a momentelor liturgice importante. Urmează în jurnalul lui Paul din Alep un pasaj lung despre încoronarea noului domn al Valahiei. La praznicul rusalilor s-a făcut mare sărbătoare și petrecere cum nu se mai întâmplase, pentru că domnul îl rugase pe părintele nostru patriarh să-l încoroneze în ziua aceea cu coroană împărătească, așa cum este rânduit în marele efologion împărătesc, și cu binecuvântarea domnească după datină. Noi am purces așadar, iar ciohodarul a întins covoarele de la jilțul domnului până la ușa împărătească. După ce părintele nostru patriarh și mitropolitul țării și-au pus traiele arhierești, a venit postelnicul împreună cu cămărașul și le-au cerut încuviințarea să intre în altar, apoi au așezat pe sfânta masă un fel de coroană împărătească stambuliotă, înaltă, precum acoperământul capului la selgiuchizi, cu partea de jos bătută în juvaieruri și cu un surguci înalt și mare, precum niște mlădițe de flori, împodobit cu pene și cu felurite pietre scumpe, pe care o cumpărase de curând cu 2000 de dinari. După sosirea domnului, am ieșit la Trisagion, însoțit de arhidiaconul mitropolitului țării, purtând trichierele, am înaintat până la jilțul domnului și ne-am plecat înaintea lui. Eu am spus prima oară către părintele nostru patriarh, poruncește, iar tovarășul meu, porunciți, apoi eu, poruncește, preasfințite stăpâne, până ce ne-am apropiat de ușa împărătească. Voi trece peste câteva dintre momentele slujbei și voi ajunge în momentul în care părintele patriarh, Macarie, îl încoronează pe domn. Pe urmă, părintele nostru i-a pus un capăt al omoforului pe creștet, viitorului domn, și a spus: prin harul lui Dumnezeu, care în toată vremea îi tămăduiește pe cei bolnavi și îi mântuiește pe cei sărmani, este ales să stea în scaunul domnesc preacucernicul domn Mihail,
fiul lui Radu Vodă, căci acesta ceruse să-i se schimbe numele din Mihnea în Mihail. Ne rugăm acum să se pogoare asupra lui harul Preasfântului Duh. L-a înveșmântat apoi cu mantia domnească, care era un anteriu depus pe deasupra din sărasir cu blană de samur, iar în loc de cușma de samur obișnuită pentru domn din vremuri străvechi, a pus pe cap coroana stambulită pe care am pomenit-o și i-a potrivit surguciul. Paul din Alep are uneori detalii foarte omenești, care apropie într-un fel relatarea acestui adevărat cronicar de viața de zi cu zi a creștinilor între care a trăit o lungă vreme pe meleaguri românești. De fiecare dată a spus: în numele Domnului înveșmântăm pe acesta astfel. Iar noi am cântat cu glas înalt: vrednic este, de 3 ori. La urmă l-a binecuvântat și l-a sărutat. Slujba s-a încheiat cu hirotonia unui preot. În ziua aceea s-a făcut o mare sărbătoare. Urmează relatarea praznicului care a avut loc și a vizitei mai multor trimiși ai înaltei porți, apoi un sol din țara ungurească, momente din negocierile dintre noul domn și trimișii înaltei porți. Și se încheie acest pasaj cu momentul de celebrare în care Paul din Alep ne spune: oștenii au tras cu puștile lor toate de 3 ori, de s-a cutremurat pământul și văzducul s-a întunecat de fum. Tot în anul 1658, la cererea domnitorului Mihail Radu, Patriarhul Macarie al III-lea al Antiohiei și al întregului Orient târnosește Biserica Mănăstirii Sfinților Împărați, ctitoria voievodului Constantin Șerban Basarab. La scurt timp după acest eveniment, Biserica Mănăstirii avea să devină Catedrală Mitropolitană. Pasajul următor din jurnalul lui Paul din Alep se referă la un alt moment foarte important și care a fost adesea comentat de istoricii români, pentru că privește momente care au păstrat ca în chihlimbar rânduielile din bisericile și așezămintele românești de la mijlocul secolului al XVII-lea. Este vorba despre târnosirea mănăstirii lui Constantin de către Mihail Vodă în Valahia, după cum sună titlul pe care arhidiaconul Paul din Alep îl dă acestui fragment. Și ne spune următoarele: atunci Domnul a purces să încheie zidirea mănăstirii lui Constantin Vodă, care se afla în acest oraș, căci ea nu fusese isprăvită. L-a însărcinat pe marele postelnic să pregătească cele trebuincioase sfințirii. La fel l-a rugat și pe părintele nostru și atunci ne-am pregătit. Am mers la el în duminica tuturor sfinților, ne-am pus odăjdile, apoi a venit Domnul cu alaiul lui și a intrat și a început litia. Au adus moaște de sfinți de la biserica aflată mai jos de aceasta, pe un taler purtat de părintele nostru patriarh, pe creștet. Domnul a mers în urma lui până ce ne-am întors la biserica cea nouă, i-am dat ocol și pe urmă am intrat. Am încheiat apoi rânduiala târnosirii, după datină și la vremea sfințirii mesei altarului, au adus icoanele celor 4 evangheliști zugrăvite pe 4 foi. Au pus sub fiecare dintre foile zugrăvite, în câte un colț al mesei, un pic de mastic, ceară și praf de marmură fierte într-un ibric. Domnul le-a lipit cu mâna lui și a pus deasupra fiecăreia câte un dinar în toate 4 colțurile. Dinarii i-a luat de la protopop. Primul dinar era egiptean. Așadar, Domnul l-a disprețuit și l-a lepădat, spunându-i vistierului să scoată altul, unguresc, adică de al creștinilor. Este un moment interesant în care Paul din Alep dorește să marcheze în plus faptul că Domnul cel nou era evlavios și se ferea de orice contaminare,
cu alte religii, fiind foarte atent la detaliul ortodox al acestor rânduieli. Din descrierea slujbei de sfințire a Mănăstirii Sfinților Împărați, se poate observa grija față de cele sfinte, precum și bogatele cunoștințe teologice și liturgice ale voievodului Mihail Radu, care era cunoscut în epocă drept un om cultivat. Când a ieșit părintele nostru patriarh din altar ca să sfințească cu mir pereții și stâlpii bisericii, Domnul l-a urmat purtând un pămătuf lung și făcând în urma părintelui nostru cruci pe pereți cu fiertura pomenită. Cruci frumoase de care ne minunam, căci el părea că târnosise în viața lui mii de biserici, cunoscând și înțelegând totul în amănunt. Căci, așa cum am mai spus, el era cu adevărat un bun cunoscător al cărților și al scrierilor sfinte. Iată un portret foarte frumos și unic al acestui domn sub aspectele apropierii sale de cele sfinte și al lecturilor sale, al cunoștințelor sale din cărți și scrieri sfinte. Trebuie menționat că a fost probabil dorința domnului ca biserica cu hramul Sfinții Constantin și Elena să fie sfințită de Patriarhul Macarie, deși se pare că nu era încheiată cu desăvârșire, pentru că se gândea că Patriarhul va pleca spre casă. Deja Patriarhul Macarie lipsise din scaunul său de 7 ani și prezența sa era foarte necesară la Damasc. Prin urmare, Domnul a insistat foarte mult ca acest mare eveniment să aibă loc în prezența Patriarhului. Și, așa cum se știe, la această târnosire au participat alături de Patriarhul Sirian, Mitropolitul Ștefan al Țării Românești și episcopii de Râmnic și de Buzău, care sunt menționați în alte locuri din jurnalul lui Paul din Alep. Jurnalul de călătorie al arhidiaconului Paul din Alep constituie o sursă prețioasă de documentare privind activitatea Patriarhului Macarie al III-lea al Antiohiei și al întregului Orient în Țara Românească, în timpul domniei lui Mihnea al III-lea Radu. Cronica arhidiaconului sirian redă fragmente generoase despre relațiile dintre domnul Muntean și patriarhul venit din Orient, arătând respectul și prețuirea de care se bucura ierarhul antiohian în fața voievodului Valah.